de important este această pagubă pentru voi? Un adevărat derby? Da, este o partidă foarte importantă. Mereu între noi și ei există un oarecare orgoliu și trebuie să facem meciul pe care l-am făcut ultima dată acasă, unde am presionat, am jucat un fotbal extraordinar. Din păcate am făcut doar un egal, dar eu zic că dacă o să facem același meci, avem șanse mari să luăm cele 3 puncte. Cum a zis și Vânu, este un meci foarte important. Încercăm să jucăm un fotbal cât mai bun, să ne impunem și la finalul partidei să câștigăm. Este un avantaj pentru voi faptul că antrenorul FCSB-ului va folosi mai multe rezerve în această partidă pentru o așa de titular pentru partida de joi? Nu este niciun avantaj pentru că FCSB-ul are în componență jucători de valoare. Nu contează cine intră în teren, au ajuns la FCSB pentru că au valoare. Și eu zic că au un lot foarte, foarte bun. Nu contează cine va intra în teren. Nu ne interesează asta pe noi, ne interesează să facem noi jocul nostru și să luăm cele 3 puncte. Nu contează, deoarece, cum a zis și Vânu, toți jucătorii de la FCSB sunt foarte buni. De-aia sunt acolo și sunt sigur că oricine va intra în teren în echipa lor o să dea tot ce poate cu noi. Este de vreme să vorbim de titlu. Noi luăm fiecare meci în parte, jucăm la victorie și principalul obiectiv al nostru este să jucăm în play-off. După aceea vom vedea. Chiar dacă suntem tineri, eu sunt de părere că avem o echipă foarte bună. O să încercăm să câștigăm fiecare meci pe care îl jucăm și să, în primul rând, să ne calificăm în play-off. Credeți că în acest sezon vom avea o echipă în astfel de opere Europa League? Eu sper și CFR-ul și FCSB-ul să treacă mai departe în Europa, pentru că avem nevoie de coeficient. Țara noastră are nevoie de asta și le doresc multă baftă în Europa. Și eu sper la fel să avem chiar pe amândouă echipe în grupele Europa League și le doresc multă baftă. Mâine seară poate mulțumim și un punct? Nu, noi mâine seară o să dăm totul pe teren să câștigăm. Ăsta este principalul obiectiv. Normal că ne mulțumim cu un punct, vrem să câștigăm cu FCSB mâine seară. Cum am zis și în precedentele conferințe, nu contează cine marchează, contează ca echipa să joace bine, să practicăm un fotbal bun, cum v-am și obișnuit, și mai puțin este important cine marchează, contează să câștigăm meciul. O să jucați împotriva unora dintre foștii colegi. Cum o să fie? De data asta chiar sunt mult mai buni. Noi ne dorim să-i batem, chiar dacă au fost aici în casă, am fost colegi atâția ani, în teren nu mai ținem cont de asta și trebuie să intrăm în teren cu gândul că trebuie să-i batem. Te sperie Crisonu? Nu mă sperie niciun jucător, oricine ar juca, împotriva oricui ar juca, sper să facă un meci cât mai bun și să-mi ajute echipa să câștige. Sperați să fie mulți spectatori de data asta care se țină și cu viitorul, că nu niște surprize la meciurile extra. Nu știu, nu sunt în măsură să comentez asta. Spectatorii care o să vină la teren sper să aibă parte de un spectacol frumos. Nu contează cu cine țin, important este să fie spectacol și să la sfârșit noi să ieșim învingători. Să intri pe nu aștept asta. Nu vreau să comentez. Eu îmi fac jocul meu și după vom vedea ce va fi.